Da, bună ziua! Suntem în 5 noiembrie 2024, alegerile în America. Suntem chiar în momentul acesta, se votează masiv din câte se pare. Se pare că va fi o prezență la vot mai mare decât am avut în 2020. Asta probabil și din cauza că atunci au fost COVID-ul. Pe cine avantajează asta? În general, avantajează democrații. De ce spun asta? Pentru că se știe, în general, oamenii, populația de culoare de oriunde, de fapt, din America, nu iese la vot. Cei care au știut acest lucru au încercat să-i motiveze să iasă la vot. Cum? Aici este problema. America este foarte divizată. Din păcate, aceste mișcări, atât de o parte cât și de cealaltă, atât la republicani cât și la democrați, n-au făcut altceva decât să divizeze America. Și să divizeze America, cum eu n-am mai văzut-o până acum divizată, și o știu de vreo 20 de ani, să spunem așa. Din păcate, de ambele părți. Dacă până acum un an jumate, 2 ani vorbeam de cei de la republicani că vor să dividă, că Donald Trump divide populația. În momentul ăsta începem să discutăm și de partea cealaltă, de partea democrată. Democrații mai au în istorie așa probleme de genul ăsta, au mai făcut, dacă ne uităm, nu neapărat democrații, dar în general, cât cei care au susținut mișcările astea a populației de culoare, să spunem așa. Dacă ne gândim puțin în spate, putem vorbi de Black Panthers, da, în anii 60-70, putem vorbi de Malcolm X și mai recent, în 91, de marile mișcări din rioturile din LA, din Los Angeles, unde au murit peste 53 de oameni. Probabil știți ce s-a întâmplat. Acum nu mai avem aceleași mișcări, avem niște mișcări mai noi. De 2-3 săptămâni s-au reactivat BLM-ul, s-au reactivat cei de extremă stângă. Îi vedem foarte des pe media, nu neapărat pe media națională, îi vedem mai mult pe internet, cu mesaje destul de dure, cu mesaje destul de, să nu le spunem, apocaliptice, dar destul de neplăcută. Și vedem, de ce spun asta, pentru că vedem în viața de zi cu zi. Ce vedem în viața de zi cu zi? Eu pot să vă spun cum se spune din field, da? Deci de la firul ierbii, din teren. Vecinul meu, care este un cercetător în farmacie, care este un general, o familie cu studii superioare, cu două fete la colegiu, soția la fel, cu studii superioare, îmi spunea zilele trecute, discutând așa simplu: bă, dacă iese Donald Trump, mă gândesc să-mi fac bagaj și să plec. El nu este american, e american de vreo 30 de ani. Mă gândesc să plec. Nu o să facă el chestia asta, dar ideea de a nu accepta că poate să piardă. Deci aici vreau să ajung, și democrații nu erau așa, și am ajuns la nivelul de societate totuși mai înalt. Nu discutăm de cei care sunt cu școală puțină sau needucați, discutăm de oameni care sunt educați. Asta înseamnă să divizezi. Din păcate, eu ce sper eu sunt canadian, eu nu pot vota în America. Ce sper eu este să nu ajungem mâine, poimâine, la mișcări de stradă. Știți că republicanii au zis că o să facă miliții, sau cel puțin se aude chestia asta, milițiile lor, care în cazul în care se fură la un motiv din 2020, în cazul în care se fură și așa mai departe, să avem. Gândiți-vă și de cealaltă parte este exact la fel, pentru că populația de culoare, din păcate, este prinsă de o mare masă a ei, nu toată, marea masă a ei stau în anumite zone. În anumite zone în care noi ceilalți nu prea mai avem ce să căutăm. Pot să dau două, trei exemple. Bronx, da, sau Miami Nord, sau anumite zone. Gândiți-vă că și acolo sunt niște laboratoare care lucrează. Eu sper să nu se întâmple treaba asta. În rest, se merge normal la vot. Vedem în circa 2 ore încep show-urile de televiziune să ne înceapă să ne spună despre ce este vorba și pe unde stă fiecare stat.
La cât ține despre cine va câștiga, nu putem spune încă nimic. Se pare că bătălia e foarte strânsă. Ce pot să spun, de seară la 11 o să avem așa o idee despre ce rezultate avem, pentru că există acele 7 state swing. Unul dintre ele trăiește și eu în North Carolina. O să vedem dacă Donald Trump câștigă North Carolina și North Carolina și Georgia și câștigă statele lui, este câștigător. Dacă doamna Kamala, ei trebuie un pic 3 state să facă același lucru, atunci dânsa este câștigătoare. Vedem la 11 de seară. Cât ține de economie, că până la urmă eu sunt specialist, mă descurc cu economia, cu numerele mai mult. Ce pot să spun? Dacă vine doamna Kamala, nu se vede nici mare schimbare, pentru că dânsa vine cu aceeași politică cu care a fost ultimii 4 ani. Economia a mers ok, nu perfect, a mers ok. Nu vom vedea mari diferențe, mari mișcări de business, deși în următorii 5 ani se prevede ca inteligența artificială să intre foarte puternic. Probabil vom vedea ceva reglementări, probabil, nu știm, vom vedea. Cât despre dacă vine Donald Trump, da, se vor vedea ceva schimbări. Unde vom vedea schimbările? Cabinetul dânsului și el direct a spus acest lucru, vor băga multe alte taxe de import, da? Îndeosebi pentru China. O să vedem. Dacă ajută sau nu ajută America, asta vom vedea. Vom vedea în viitor. Leitmotivul de a aduce industria acasă, de a da de muncă la oamenii de aici, la americani. O să vedem. Este destul de nuanțat. Până la urmă, știți cum este? În economie nu conduce nici Donald Trump, nici doamna Kamala Harris. În economie conduc marile companii, companiile care umblă după câștiguri și nu contează unde sunt câștigurile astea, ei se duc după ele. O să vedem. Să vedem cât un pic asta dă un pic și în geopolitic să discutăm așa ce se va împărți, cum se va împărți lumea înainte, după, că înainte știm cum este acum, nu este prea bine. Ce vreau să spun este, au legături economice foarte puternice. Am văzut un studiu foarte interesant, chiar acum câteva ore l-am terminat, lung și mare și bine făcut, în care se spune că 95% din votanții americani, nu contează democrați sau republicani, nu interesează politica externă. Ei interesează, prima problema lor este undeva la 40-50%, este vorba despre economie. Și o să revin aici să vă explic și de ce. Și undeva la un 5% se interesează de politica externă a Americii. Da? Și în aia 5%, peste 60% se interesează de problema chineză, da? Pentru că americanilor oarecum li frică. În fine, acolo văd ei că este o problemă. Celelalte două părți urmează Orientul apropiat, da? Cu Iranul, cu Israelul și așa mai departe, și de-abia un 5% din aia 5% interesează Europa și problemele din Ucraina. Deci aici nu discutăm de republicani sau de democrați, pentru că republicanii spun că Donald Trump are să oprească războiul și o să le dea la ruși, se împreteneze, e prieten cu Putin, bla bla bla. Nu, aici discutăm de ambele tabere. Dacă vine Donald Trump, se va schimba puțin strategia, probabil, care acum este, nu este o strategie extraordinară. Este bine că se ține cu Ucraina și se dă oarecum război cu război ideologic cu Rusia, dar nu e ok. Nu e ok de ce spun asta, pentru că nu poți să le dai sute de miliarde, dar să le pui restricții. Deci n-am înțeles, care multă lume nu înțelege, pui restricții ca nu cumva să superi Rusul, să arunce cu bomba atomică. Domnul Zelenski a dovedit că nu se întâmplă chestia asta. A intrat pe teritoriul Ucrainei, pe teritoriul Rusiei și nu s-a întâmplat nimic, n-a aruncat nicio bombă. Nu vor nici să arunce bombe. Pe de altă parte, dacă discutăm așa, când vine Donald Trump, el a spus destul de târziu și foarte enigmatic și așa mai departe, pentru că așa e stilul dânsului, a spus asta cum are să facă. Cei de la Republicani, deci nu dânsul direct, cei de la Republicani au zis în felul următor.
Le mai dăm încă vreo 50-60 de miliarde ucrainienilor, dar loan, adică împrumut, și nu punem restricții la arme. Deci asta ar fi prima variantă, pentru că Trump îl va suna pe prietenul lui Putin și să spună, bă, dacă nu stai, nu te liniștești, le dau la ăștia bani, că avem de unde, America are de unde, și le dăm și armamentul, care de fapt banii tot acolo merg într-o parte în altă, într-un buzunar în altul, și o să le dăm fără armament, fără restricție. Asta înseamnă e o problemă mare, că atunci Rusia are o problemă nu numai pe lângă granița lui, ei, o să aibă o problemă și în interiorul Rusiei. Sau, varianta a doua, în care eu văd cea mai logică și mai normală, să se termine războiul repede, duci petrolul sub 40 de dolari. De ce? Pentru că rușii, ca să scoată petrolul din pământ, îi costă cam 40 de dolari pe baril. În momentul în care te duci la 39, ei au deja pierdere. Pe lângă faptul că ei acum vând, unde vând? La ruși, la chinești. Unde mai vând? Pe la indieni, pe unde mai pot și ei să vândă? Unde vând nu la 71 de dolari cât sunt acum, vinde probabil pe la vreo 50 de dolari. Nu știu prețul precis, dar sigur sub piață. Gândiți-vă dacă ajunge barilul de petrol la 40, la cât o să vândă la chinești. Și atunci rușii sunt terminați. În 3-4 luni de zile nu le mai dai. Tot poți să pui sancțiuni. Vedeți că guvernul actual a pus și înainte, au pus sancțiuni. Nu se întâmplă nimic. Ei au vasele alea fantomă, unde car în stânga, în dreapta, vând la indieni, indienii vând mai departe, sau chinezii rezolvă pentru ei probleme, că au un deficit mare de petrol. Aici este o, aici, astea sunt două nuanțe. Acum să vedem ce o să facă. O să vedem. Asta, cam astea sunt teoriile. Știu că lumea în România, deosebit în Europa de Est, este speriată că vine Trump și nu o să ne lase vraiște la ruși și așa mai departe. Nu vă speriați chiar așa, pentru că până la urmă sloganul de campanie al domnului Trump, Make America Great Again, nu vine de la el. Vine de la Ronald Reagan. Și să nu uităm că Ronald Reagan a fost cel care a pus pe butuci Uniunea Sovietică. Tot așa, comercial, tot așa, economic, i-au terminat. Altfel n-ai cum să-i pui pe ruși jos. O să vedem ce se va întâmpla. Eu sper să fie cât mai ușor cu următorul președinte, cât mai normal, nu ușor, cât mai normal, atât din punct de vedere social, să spunem, cât și economic. Probabil lumea mă știe că eu sunt puțin mai de dreapta, sunt mai de partea republicanilor, să spunem așa. În primul rând, eu nu votez în America, să o spunem clar, am mai spus-o. Eu votez în Canada, dar în Canada sunt conservator. De ce spun chestia asta? Doamna Kamala Harris a venit cu niște idei. Nu știu dacă dânsa le-a avut, nu cred că le are dânsa, că ea pe economie nu prea le-a așa mult. A venit cu niște idei de genul să impozităm câștigurile pe bursă care nu au fost încasate, da? Deci să traduc pe românește direct. Adică dacă ai bani în bursă și ai cumpărat niște acțiuni și acțiunea ta de la 5 dolari a crescut la 7 dolari, noi aia 2 dolari să impozităm chiar dacă n-ai vândut acțiunea. Așa a venit. Da? Deci aia înseamnă cu 35%. Problema celor de pe Wall Street repede, sau ei se trezesc repede, au avocați acolo, un avocat acolo câștigă mai mult decât un trader. Aia au venit repede, zice, bă, da, vedeți că în extensie dacă faceți chestia asta, același lucru putem, se poate pune și la case. Da? Casa care am cumpărat eu cu 385, acum 3-4 ani, acum e vreo 500 de mii. Da? Diferența e de 115 mii sau cât o fi acolo diferența. Anul viitor vine și zice, bă, tu ai un câștig de 115 mii, trebuie să ți-l impozităm cu 35%. Aia înseamnă 40 de mii de dolari. Poate la mine e o problemă, dar nu-mi convine, vă dați seama. Dar sunt multe familii care nu au bani ăștia. Ce o să se întâmple atunci? Deci trebuie un pic gândit mai încolo. După aia dânsa a început să vină, să spună, să nuanțeze, dar porumbelul i-a ieșit pe gură. Este greu de dat înapoi și de-aia a pierdut mulți susținători de pe Wall Street, printre cei mai mari. De aceea vedeți că lumea zice că nu e așa, dar așa este. Domnul Bezos, săptămâna trecută, a cam închis situația cu dânsa în Washington Post. Vedem. Sperăm să fie liniște și sperăm să fie bine pentru toată lumea, numai pentru democrați sau numai pentru republicani. Pentru că, până la urmă, America este America și este o țară liberă și o țară care este fanionul lumii astea, democrate și libere. Mulțumesc!